Triumful iubirii, de Marivaux. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Interpretează Irina Mazanitis, Simona Bondoc, Mirela Gorea, Mircea Constantinescu, Ion Pavlescu, Mircea Diaconu, Mitică Popescu. Regia artistică, Titel Constantinescu. Într-un loc unde nu cunoaștem pe nimeni. Nu, căci voi vorbi cu stăpânul casei. Până când se ivește, voi avea răgazul de a-ți spune ceea ce încă nu știi. Buna mea prințesă, lasă-mi plăcerea de a-ți spune eu însă-mi întrebări. Îți îndeplinesc voia. Ați părăsit pe ascuns curtea și capitala și v-am urmat într-o vilă retrasă ce o aveți la țară. Acolo, folosind ușurința cu care eu mânuiesc penelul, mi-aș cerut să vă fac două miniaturi, copiind portretul unui bărbat de vârstă mijlocie și al unei femei în jur de 35 de ani, plăcuți la chip. Întocmai. V-ați prefăcut apoi suferindă și luându-ne straie bărbătești, pe mine m-ați botezat Hermidas și domnia voastră și-a zis Fosio. Și iată-ne acum în grădinile lui Hermocrat, a cărui filozofie nu vă face nici cald, nici rece. Ba mai cald decât crezi tu. Dar ce înseamnă mascarada pe care o jucăm? Ce gânduri aveți cu filozoful? La ce vor duce toate aceste ițe încălcite? Ascultă-mă cu luarea minte. Știi că ocup un tron uzurpat odinioară de unchiul meu, Leonidas. Știi că prințul și prințesa legiuiți au pierit la scurtă vreme, lăsând un moștenitor dispărut fără urmă. Ei bine, de curând am primit vești despre prințul născut în temniță și salvat de oameni necunoscuți. În sfârșit îl veți avea în puterea voastră. Nici de cum! Eu mă voi lăsa în puterea lui. N-aș îndura în veci să faceți una ca asta. Hai răbdare! Un fost slujitor al înțeleptului Hermocrat, crezând că va dobândi bună răsplată, m-a înștiințat că prințul i-a dăpostit de filozof. Îmboldită de simțul dreptății și de nu știu ce, am ținut să-l văd cu ochii mei pe Agis. Așa se numește prințul. Ascuns într-un desiș l-am sărit. Corina, încearcă să-ți închipui cea mai fericită îmbinare a tuturor trăsăturilor nobile și atrăgătoare, răzite de grații, și vei avea doar o palidă imagine a înfățișării lui Agis. Îmi închipui altceva. Farmecele lui le vor sili pe ale noastre să înfrunte riscurile bătăliei cu Cupidon. Să nu uit! Când m-am îndepărtat, s-a ivit Hermocrat și m-a rugat să-i spun dacă nu cumva prințesa se plimbă prin pădure. Încurcată, i-am răspuns că da. Și convinsă că nu mă recunoaște, am decis să vin aici, sub numele de Fosion, să mă înfățișez lui Hermocrat, drept un învățăcel atras de strălucirea înțelepciunii sale și dornic să petreacă un răstimp în preajma lui. Aceasta îmi va îngădui să intru în vorbă cu Agis, să caut a-i abate inima pe cărările dorite de mine. Îi voi dezvălui adevărul abia după ce iubirea mă va pune la adăpost de ura care neîndoielnic clocotește în sufletul lui împotriva mea. Dar, doamnă, dacă totuși Hermocrat vă recunoaște... Cu atât mai rău pentru el! I-am pregătit o capcană de care sper că toată înțelepciunea lui nu-l va feri. Am nevoie măcar de 2-3 convorbiri cu Agis. Și dacă nu le pot obține decât în dauna lui Hermocrat, nu voi avea încotro să sufere cu demnitate. Se pare că sora lui are o fire austeră. Îi va îngădui să găzduiască un străin chipeș ca domnia voastră? Dacă îmi ridică stavile, nici pe ea nu voi cruța. Și retlicul acesta nu va trezi remușcări? Firește! În pofida țelului nobil urmărit. Dar mă va răzbuna pe Hermocrat și sora lui, care i-au sădit în suflet lui Agis numai silă față de mine, fără a ști ce e în cugetul meu. Și ce vină am eu că m-am trezit înălțată pe un tron uzurpat de alții? De-al minteri, cui aș fi putut înapoia tronul când lumea îl socotește mort pe moștenitorul legitim? Așadar, Corina, îți cer doar să păstrezi bine copiile celor două portrete și să mă sprijin cu râvnă în tot ce mi se va întâmpla. Veți avea de furcă, doamnă, și sexul nostru. Doamnă și sexul.
Hei! Bărbați de acolo sunt femei? Doamne, asta ne mai lipsea. Puicuțele mele, să tragem linie și să facem socoteala. Deci nu sunteți doi hoțomani, ci cu totul altceva. Sunteți două hoțomanci. Unul s-a năruit, corect. Lăsați pe mine, doamna, flăcăul are aer isteț. Negreșit că poți cădea la învoială cu el. Poți cădea pe moale cu el. Dar cum sunteți marfă de contrabandă, voi închide porțile spre cercetare. Ar fi o nedreptate de care te-ai căi grabnic. Vă dau drumul, dacă îmi dovedești că merita să mă căiesc. Prietene, uite un început de dovadă. N-ai fi fost mâhnit să-l pierzi? Ba da, negreșit. Strălucirea dovezilor îmi luminează întotdeauna judecata. Încheiați-vă plădoaria și câștigați sentința. Mai ia și aceste dovezi. Acum curtea e luminată? Da, pe deplin. Deci ce leac vă trebuie, darnicele mele doamne? O nimica toată. Agis a orbit-o pe doamna cu frumusețea lui și ea ține să-i dăruiască inima. O treabă cât se poate de cinstită. Doamna este bogată, s-ar mărita bucuroasă cu el. Chiar neobișnuit de cinstită. Dar nu i-ar putea trezi simțămintele decât rămânând o bucată de vreme în aceeași casă cu el. Și asta osilește să treacă drept bărbat, fiindcă Hermocrat nu ar găzdui o femeie, iar Agis e educat la fel de filozof. Piei molimă, ar striga într-un glas Agis, Leontina și Hermocrat. Cum dragoste în casa asta! Vă înțeleg, păsul, grațioase făpturi, și vă ofer serviciile mele. V-ați pierdut inima, nu-i nimic. Lucrați cu hărnicie pentru că vă dă alta în schimb. Iar dacă cineva o găsește pe mea, eu dăruiesc. Să nu uiți de ești prins la strâmtoare, doamna se numește Fosion, iar eu Hermidas. Mai ales Agis să nu afle cine suntem. Da, bateți palma, prieteni. Liniște, vine Dimas, grădinaru. Iată-te, Arlechin! Cu cine ai dat-o în vorbă? Vorbești și eu cu lumea. Păi văd prea bine, au ochi și picioare. Dar ce soi de lume? Cu cine am fi având aravelă? Cu stăpânul vostru, Hermocrat. Păi dar, da pe aceea să intră? Din răzoare săriți în casă? Pe rog, pe acoperiș? Ia faceți cale întoarsă. Poarta grădinii era deschisă, străinii mai greșesc uneori, să știi. Ba, mie să vreau nestrăin de grădină. Că doar nu-s fi având de la stăpân privilegiu. La cine strigi așa, grădinară? La flăcăi, Andrie, ăștia răsuciți pe arașii noștri. Sosiți la timp, domnule. Îl caut pe domnul Hermocrat, iar omul acesta vrea să ne alunge. Dimas, fugi să-i dai de știre Leontinei că un străin de vază dorește să stea de vorbă cu fratele ei. M-am dus. Iertați-i, domnule, purtarea necioplită. Aveți un chip care vestește că vi se datorează cinstire. Curtenia domniei voastre mă despăgubește de orice și dacă înfățișarea mea va atrage bunăvoința, aș socoti-o nespus de norocoasă. Nu ne cunoaștem decât de o clipă, dar vă încredințez că nimeni pe lume nu mi-a câștigat atât de iute sprijinul. Arlechin, ține-ai să-mi arăți leșteu din grădină. Da. Cu dragă inimă va jura prietenie neabătută. Mă tem să nu leg o prietenie pierdută curând. Atârnă doar de voința noastră ca să nu ne mai despărțim niciodată. Aveți nevoie de Hermocrat? Cred că mă iubește, vă pot ajuta. Mă atrăgea faima lui. Voiam doar să mă îngădui o vreme în preajma lui, dar de când vă cunosc, este mai puternică dorința de a vă vedea cât mai des. Și ce alte gânduri mai aveți? Nu am habar. Îmi veți hotărâ viitorul. Dacă așa stau lucrurile, vom fi de-a pururi împreună. Domnule, mi s-a spus că doriți să-i vorbi fratelui meu, Hermocrat. Da. În lipsa lui îmi puteți încredința mie cele ce aveți să-i spun? N-am niciun secret, doamnă. Vreau doar să dobândesc de la dânsul un hatâr care stă și în puterea mărinimiei domniei voastre. Vorbiți mai limpede, domnule. Mă numesc Fosion. Poate că numele meu vă este cunoscut. Părintele meu mor de câțiva ani, l-am podobit cu oarecare fal. Da, am auzit de el, domnule. Singur pe lume călătoresc spre a-i da spiritului meu un tipar nobil, poposind pe la toți cei deosebiți prin știința și virtuțile lor. Am nutrit speranța că și ilustrul Hermocrat îmi va gădui această onoare. E drept, domnule, că după cum arătați, păreți foarte demn de asemenea ospitalitate virtuoasă. Dar ne-am impus ca pe o lege severă să nu împărtășim cu nimeni sihăstria noastră. Totuși, nu înseamnă să încălcăm propria noastră lege dacă exceptăm de la ea pe un bun prieten al virtuții? Nu, eu una n-aș fi în stare să-mi schimb simțământul. Cum da?
Doamnă, cum, doamnă, veți fi neîndurătoare cu intenții atât de lăudabile? Hermocrat vă va înmuia dârzenia, doamnă. Nu știu, sunt sigură că va gândi la fel ca mine. Să recurgem la manevre strategice. Pot îndrăzni să vă cer o scurtă convorbire între patru ochi? Ah, mă mâhnesc eforturile zadarnice. Totuși, dacă stăruiți, fie. Fiți bun, Agis, și lăsați-ne o clipă singuri. Prea bine, doamnă. Doamnă, poate că îmi veți face alt hatâr. Acela de a binevoi să-mi dați un sfat hotărător pentru pacea sau zbuciumul sufletului meu. Hermocrat e mai bun sfetnic decât mine. Nu, doamnă, de asta dată am nevoie de o rațiune mai degrabă compătimitoare decât austeră, de un dram de indulgență. Și sexul din care faceți parte e mai dăruit cu această dulce înclinare. De aceea vă implor, pe toată zestrea voastră de bunătate, dați-mă ascultare. Nu știu ce povestesc asemenea cuvinte, dar mă rog, sunteți străin, pribeg și singur și trebuie să vă arăt toată înțelegerea. Drumețind pe aceste meleaguri, am zărit o doamnă care se plimba îngândurată. Avea o talie majestuoasă. Nicăieri n-am mai văzut un obraz atât de nobil. Grația tandră se îmbina cu portul cel mai impunător și mai auster. Nu-ți poți înfrâna dragostea pentru asemenea făpturi, dar se naște în suflet o iubire sfielnică și parcă speriată de respectul întipărit. Este tânără fără a vădi acea tinerețe besmetică, nici știind decât să fură ochii. Nu? Ea se află la acea vârstă cu adevărat demnă de iubire, când te bucuri de plinătatea făpturii tale, iar sufletul mai puțin oscilant adaugă frumuseții trăsăturilor cizelarea dăruită de înțelepciune. Doamna descrisă îmi este necunoscută și neîndoielnic îi faceți un portret prea măgulitor. Cel păstrat în inima mea este de o mie de ori mai presus de ce pot zugrăvi cuvintele mele. Doamna aceea vorbea cu cineva, surâdea când și când și o rază blândă și ginga și-i strălumina portul grav și modest. De cine o fi vorba? Am aflat că este sora unui om vestit și respectat. Că nu e măritată și că locuiesc amândoi într-o sihăstrie a cărei tihnă nevinovată o preferă vârtejului lumesc, totdeauna disprețuit de sufletele sublime. Într-un cuvânt, tot ce-am aflat m-a făcut robul ei pe veci. Mai scutiți-mă de restul mărturisirii. Nu cunosc nici măcar alfabetul iubirii și v-aș da sfaturi proaste. Îndurare! Lăsați-mă să închei și cuvântul iubire să nu vă trezească dezgustul. Simțirea născută în inima mea nu o întinează, ci o onorează, căci ador acest chip fascinant, doar fiindcă în fiecare trăsătura sa sufletul meu vede oglinda înaltelor lui frumos. Domnule, am rămas prea multă vreme singuri. Sfârșesc îndată, doamnă. Prada acestor fiori, m-am legat cu înflăcărare să o iubesc toată viața. Am decis apoi să-i cer fratelui său fericirea de a petrece o vreme aici, sub chip că-mi cizeles mintea și să folosesc prilejul pentru a-i dovedi cât mai supus, mai zelos și mai tandru pasiunea ce m-a inspirat. Vai, cum să ies din această capcană? Am și înfăptuit cele hotărâte, dar aleasa mea mi-a respins rugămintea și m-a aruncat în abisul deznădejdii. Vai, copleșit de această stare, m-am bizuit pe bunătatea voastră. Vă încredințez plângerile mele, așteptând măcar o milă generoasă. Vai, ce faceți, domnule? Ridicați-vă! Vă implor sfaturile și ajutorul pe lângă aleasa mea. După ce le auzite, eu însămi am nevoie de sfat. Primiți sfatul generozității! Oare vă va răpi liniștea? Ah, Fosion, dacă iubești virtutea, de ce o ataci prin surprindere? Numiți surprindere adorația ce-i hărăzesc. Până la urmă, ce gânduri ai? Năzuiesc să unim viețile noastre. Nu m-am împiedica să încerc acest lucru. Singura îndurare ce vă cer este să petrec aici câteva zile. Fratele vă va încuvința. Cum să vă îngăduie prezența aici când mă iubiți? Cu ce vă stingherește o iubire respectoasă, discretă? E de neînchipuit ce mi se întâmplă. Oare rațiunea mea este sortită să piară în vâltoarea faptelor? Să fiu nevoită a purta lanțurile iubirii? Eu care n-am iubit niciodată. Poate
Mă pândește clipa când voi fi prea simțitoare. Căci orice ai spune în van, mă măgulești. Ești tânăr și plăcut la înfățișare. Iar eu nu mai sunt nici una, nici alta. Ce vorbe ciudate! Mărturisesc, aveam unele farmece și poate că acum, spre rușinea mea, mă faci să regret pierderea lor. Dar ele au pierit și puținul care mai rămâne se va ofili curând. O, Leontina! Tragi nădejde să mă abați din cale când ai asemenea grații! Cum ai fi putut fi vreodată mai atrăgătoare? Nu, nu mai sunt ce eram cândva. Să nu ne certăm, doamnă. Toate sufletele au aceeași vârstă și voi muri de durere dacă nu treceți de partea mea. Vai, încă nu știu ce se cade să fac. Fratele meu va judeca mai limpede. Continua. Hermocrat, dinaintea ta se află fiul ilustrului Phocion, adus aici de stima ce-ți poartă și de dorința de a învăța. Cere cu o însuflețire pentru care merită să îndeplinești ruga, îngăduința de a-l găzdui o vreme. I-am făgăduit să te înduplec și vă las împreună. Ce-mi văd ochii? Nici nu știți câtă recunoștință vă voi datora dacă aceste cuvinte nu au fost zadarnice. Vă mulțumesc, domnule, pentru cinstea ce-mi faceți, dar unui viitor discipul aș vrea să-i pun câteva întrebări. Da. Sau mă înșel, sau nu-mi sunteți necunoscut. Și chiar nu trăiesc unele bănuieli. Mă uimiți! Ce fel de bănuieli? Numele domniei tale nu este Phocion. Acest tânăr, după cum am aflat dintr-o epistolă, trăiește și azi la Atena. Poate este doar o potriveală de nume. Și veșmântul este furat. Mărturisiți odată, doamnă, v-am văzut în altă parte. M-ați prins, așa e. Dar travestiul meu nu ascunde nicio uneltire de care să roșesc. Totuși, nu vă puteți făli cu el. Planul urzit de a veni să mi-l răpiți pe Agis pentru a-i semăna în inimă o tulburare aproape întotdeauna funestă nu vă scutește de îmbujorare. Cine, Agis? Tinerelul acela încă necopt? De ce mă jigniți? Chiar dacă are cugetul întărit de lecțiile voastre, pentru el n-ar fi fost necesar acest travesti. Poate că ar fi fost de ajuns graiul ochilor și slabele mele farmece ca să-i subjug inima. Oh, dar inima pe care o caut eu e mai greu de surprins. Farmecele mele nu o vor clinti cu nimic și le ascund sub acest travesti, fiindcă îmi sunt nefolositoare. De ce mai cereți găzduire de vreme ce nu vă gândiți la Agis? Ce tot vreți cu acest Agis? Scutiți-vă virtutea de regretul de a mă jigni. Vin aici fără vanitate și fără viclenie, mânată de un orgoliu mai nobil decât al domniei voastre. Să vă spulber bănuierile în două cuvinte. Dacă cel pe care îl iubesc vrea să-mi dea mâna, iată mâna mea. Nu e pentru Agis. Tot nu pricep clar pentru cine este întinsă. O știți prea bine. Țelul meu se numește Hermocrat. Eu, doamnă? De ce tocmai eu? Filozoful caută cu orice preț adevărul. L-ați aflat. Niciun adevăr nu m-a tulburat atât. Eu să fiu ținta și pricina fiorilor unei inimi abia înflorite? Dați-mi voie să-mi pledesc cauza. Nu, nu, doamnă, nu. Nu mai ascult nimic. Nu mai ai de ce să te temi de mine. Dar te rog, nu-mi răpi pacea sufletului. Sunt eu oare făcut pentru a fi iubit? Atunci un suflet însingurat și sălbatic. Asprima mea trebuie să fie urâtă tinereții și farmecelor tale. Într-un cuvânt, inima mea nu va putea să bată nici când pentru a domniei tale. Demnitatea mea știrbită îmi cere să-mi urmez vorba. Măsuiesc doar să vă par vrednică de stimă. Ce v-ar putea împiedica să-mi dați ascultare? Doar nu vă temeți de farmecele mele, scăzute de mărturisirea făcută a unei slăbiciuni pe care o disprețuiți și pe care vă aduc ca să o combateți. Aș ține mai mult să o ignor. Da, domnule, vă iubesc. Dar nu vă lăsați amăgit. Nu este o înclinare de rând, ci izvorâtă din însăși virtutea mea. Nu m-am gândit să vă mărturisesc că vă iubesc ca să-mi răspundeți la fel, ci ca să mă învățați cum să-mi sting văpaia.
Vindecați-mă de fascinația care mă robește. Nu cer să fiu iubită. Doresc un singur lucru. Smulgeți-mi din rădăcină această simțire. Vă implor. Aliați-vă cu mine împotriva voastră înșivă. Ei bine, doamnă, iată ce sprijin îți dau. Nu vreau să te iubesc. Fie ca nepăsarea să pună capăt acestor vorbe în care totul este o travă pentru cine le ascultă. Oh, cer neîndurător! Așa răspundeți generosului curaj cu care am înfățișat starea mea jalnică. Înțeleptul nu vrea să dea roade pentru nimeni altul înțelepciunea lui. Nu sunt deloc înțelept, doamnă. Fie, dar lăsați măcar răgazul de a vă găsi cu sururile. Și ce mai ai să-mi spui? Mă numesc Aspasia. Aspasia? Da, și în singurătățile unde trăiesc și eu, stăpână pe mine însămi și pe averea mea, neștiutoare între ale dragostei, v-am întâlnit când vă plimbați meditând, întocmai ca și mine. O singură privire și m-a aruncat într-o lume nouă. Nu mai pot suporta. În numele virtuții pe care o îndrăgește Aspasia, să uităm de aceste mărturisiri și să-mi spui ce intenții ai. Mă îndeamnă doar gândul de a-mi însănătoși rațiunea. Dar oricât sunt de sălbatic, am ochi, ai farmece și mă orbești. Eu și farmece? Parcă vă temeați de săgeata lui. Nu vreau să înfrunt niciun risc. Încă nu mă iubiți, dar vă temeți ca nu cumva să vă îndrăgostiți de mine. Mă vei iubi, Hermocrat, și nu mă mai poți împiedica să sper acest sfârșit. Încep să mă tulbur. Mai bine tac. Atunci, domnule, să mergem la Leontina, ca să-i spui ce hotărâre ai luat în privința mea. Haide-mi de ceas, Pasia. Te urmez îndată. Eram gata să mă rătăcesc în meandrele acestei convorbiri. Apropie-te, Dimas. Da. Îl vezi pe tânărul care se depărtează pe alee? Să nu-l slăbești din ochi. Să-i urmărești pas cu pas mișcările și să-l cercetezi dacă încearcă să-l ademenească la vorbă pe Agis. Sunteți om făcut. Am să-i privesc toate drumurile și am să-l scutur de gânduri ascunse pe pribeagul ăsta ca pe un pom. Împiedicatule, ia fă-te încoace. Fă-te încoace când îți zic, da, da. Că una, două, te șopocă-i prin colțuri mai cu firță în găul ăla de valet. Da, buna creștere îmi cere, dar nu te uit, prietene. Hei, dar cum firar al ciorilor, vinul și pieteșugul sunt deopotrivă. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune. Bravo, ai turnat o comparație de bun gust. O să bem o jumătate din această figură, oricând vei avea chef. Zvârl vorbele ca gologanii. Și ai măcar după ce bea apă? Nu-ți bate capul pentru atâta lucru. Mare vulpui mai ești. Păi nu știu eu că ai finanții picate din cer? Numărași băneta din auri. Ai dreptate. Da, omul cinstit, socoteală curată. Ca de laț, ca de laț. Ia pleacă-ți urechea, prietene. Află că mintea stăpânului aleargă după mai mulți iepuri. Mi-a aruncat și mie un os de copoi. Sarcina, ca așa tiptil, să deselenezi gândurile lor două persoane despre care are bănuiala de niscaiva intențiuni. Pricepi încotrobat? Bați câmpii. Da, vă să zic că te-i făsuiesc cu un copoi? Copoiul e mut și ciulit. Las pe mine de taica târnă să-i declarez și să-i turui despre ei, că știu totul de la cap la coadă și anapoda. Așadar, știi cine sunt? Auzi vorbă, îi cunosc de la rădăcină până la tulpină. Vai de mine, credeam că doar eu îi cunosc. Aș, e mult prea greu răspunsul. Te cocoșați. Ei, uite ce căpos. Mi-au dezvăluit chiar ele. Sunt femei. Ăștia doi femei? Cum așa pe zevenghiule? Până acum nu știai? Ne-am, dar am sfor pentru tras de limbă. Sunt un păcătos și tu un copoi blestemat. Și am să mai bat toba cu vestea asta. Stimați, cu limba ta ascuțită îmi tai câturi. Că-mi și pasă mie mult de gâtul tău. Niște femei care seamănă banii prin parcuri și caută bujor de bărbați. Ce să mai faci gât? Cer nu să-i pedeapsă. Prietene,
îți fac cu ochii banii? Și prin somn. Dar de unde vezi tu banii? Îmi voi ispăși păcatul luând bir greu, doamne. Drept preambulant al înțelegerii, pretan să-mi zici pe șleau toată pungășea. Hai, ia zicolo. Ce zestre ți-a făcut cu coana aia, pitaj mărunt și sfan zdraveni, a? Mi-a scăpat în mână 20 de monezi de aur. A, face cât o căruță încărcată oi cu argint. Uite o ispravă din care iese o întreagă gospodărie. Pe urmă, pentru ce lucrătură vine aici cu coana aia? Stai, fiindcă în timpul unei plimbări, Agis i-a răpit inima. Și s-a îmbrăcat așa ca să-i șterpelească și ea inima, fără ca el să vadă. Toate astea înseamnă că a venit aici pentru venitul meu, slobodă. Și pirpiriul ăla de zice Hermidas. O fi tot neam de șterpelitoare, a? E o inimă pe care aș putea să o culeg și eu. Nu se lipește de tine meșteșugul, că ești un bietucenic inocentru. Întâi de băruții că vin amândouă, da. Și dă-le curaj că ești gură spartă și știi tot. Vai, Doamne! Vărul misterului s-a destrămat, am căzut în capcana pungașului. Corina, s-a sfârșit, planul meu e răsturnat. Doamne, nu vă pierdeți curajul. N-avem decât să-l luăm în slujba noastră și pe grădinar, nu-i așa, Dimas? Sunt întru totul de punga voastră, demoazelă. E un chilipir de punga și nu face niciun obol. Asta e toată socoteala? Poftim. Ia deocamdată ce-ți dau și dacă-ți ții gura, tăcerea ta va fi de aur. Doamnă, ia că mă gata vândut. Iar eu, iată-mă ruinat de pacostea de limbă, că doar nespăratul ăsta e cumpărat din banii mei. Vă voi îmbogăți pe amândoi. Dar să vorbim despre ce mă neliniștește. Da. Hermocrat mi-a făgăduit adineaur că mă va găzdui un timp aici. Totuși acum stă la sfat cam de mult cu Leontina și Agis. Spune-mi drept, Arlechin, ți-a scăpat vreo vorbă despre intențiile mele? Nu, pe legea mea, frumoasă doamnă, dar păcătosul ăsta hârșit în rele m-a prins în plasă. Dacă e așa, nu mă tem de nimic. Corina, să împarți între cei doi ce vor avea de făcut. Eu am nevoie să-i țin pe jar, pe frate și pe sora. Vom izbuti, nu-ți fă griji. Depărtați-vă, iute, tu trei. Vine Agis. Te căutam, te căutam, te căutam, dragul meu, Fosion. Da. Căci sunt pentru prima dată nemulțumit de Hermocrat. Nu mai consimte să rămâi, fără să aducă niciun argument. Deși sora lui n-a uitat nimic potrivit pentru a te susține. Dar te rog, te rog fierbinte să nu te mâhnești. Îi voi vorbi și eu și uniți îi vom învinge împotrivirea. Așadar, Agis, ți-ar fi plăcut să mă vezi zi de zi? Dacă pleci, nu mă mai așteaptă decât tristețe. De o mie de ori mai mult decât pot spune, îți împărtășesc simțămintele. Oh, cât mă mișcă acest răspuns. Ascultă și restul destăinuirii. Iată ce viitor închipui pentru amândoi. Să vedem. Nu aș putea părăsi prea curând aceste locuri. Mă împiedică temeiuri însemnate pe care le vei afla într-o bună zi. Rămâi deci o vreme aici. Te vei închide în singurătate, dar vom fi împreună. Și ce desfătare mai dulce ar putea oferi lumea decât înțelegerea două inimi virtuoase care se iubesc? După cele ce mi-ai spus, Agis, lumea o închipuie doar locul unde te vei afla. Sunt pe deplin mulțumit. M-am născut în nenorocire și primesc acum primul semn că soarta îmi surâde. Ascultă, Agis, bucuria mea este umbrită de o neliniște. Știi, niciun prieten nu se poate măsura cu o iubită. Eu, mâna de dragoste, Fosium, nu mă cunoști. Creșterea primită, rațiunea, toate închid inima mea. Dragostea a pricinuit pătimirile stirpei mele. Urăsc până și sexul care o inspiră. Această mărturisire schimbă totul între noi. Trebuie să plec, altfel într-o zi mă vei mustra amar. Nu vreau să te înșel și să înapoiezi prietenia dăruită. Fosium, de unde vine această fulgerătoare schimbare? Liniștește-te, Agis, nu-mi vei duce dorul. Te-ai temut să nu descoperi durerea de a pierde un prieten. Eu o voi simți îndată, dar domnia ta nu o va cunoaște. Eu? Eu să curm această prietenie? Ești tot prietenul meu, dar eu nu sunt decât una din ființele lovite de ura de care vorbeai. Cum așa? Nu mai am în fața mea pe Fosion? Nu, domnule. Acest veșmânt ascunde o fată osândită de soartă, fugind de persecuția prințesei. Mă numesc Aspasia. Aspasia? Sunt urmașa unui neam ilustru. Prințesa îmi râfnește moștenirea și vrea să mă predea cu sila unui soț pe care îl urăsc. Mi-am căutat refugiul în sihăstria lui Hermocrat. L-am găsit și v-am văzut demn de prietenia mea sinceră. Încrederea ce vă arăt dovedește că vă păstrez aceeași prietenie, în pofida urii cu care mă veți privi acum. Uimirea mă încurcă firul gândurilor. Îl descurc eu. Rămas bun, domnule. Plecarea mea va mulțumi pe toată lumea. Mă duc să-mi caut alt
caz. Nu! Opriți-vă! Opriți-vă! E drept! Sexul vostru este primejdios, dar cei hărțuiți de nenorocire merită respect. Mă urâți, domnule! Nu, dacă-ți spun, oprește-te, Aspasia! La nevoie voi pleda eu însumi față de Hermocrat ca să rămâi aici. Mă obligă urgisirea ce înduri. Te împinge doar mila, amară întorsătură. Tânărul pe care vor să-mi-l impună de soț e demn de stimă. Mă iubește. N-ar fi mai cu minte să mă predau? Nu te sfătuiesc. Totdeauna am auzit că mâna trebuie să meargă acolo unde este și inima. Altfel viața se preface într-o țesătură de melancolii. Dar poate simți că îl vei iubi pe cel propus. Fuga mea dovedește contrariul. Atunci ia seama căci poate altul ți-a câștigat iubirea și ați suferi amândoi. Nu, te încredințez, ne asemănăm. Până acum inima mea vesti doar prietenia născută pentru domnia ta. Dacă mi-o veți răpi pe cea dăruită, n-aș mai răvni niciodată țințământ. Dacă este vorba de asta, nu te expune mâniei prințesei. Eu nu m-am schimbat cu nimic. Oh, așadar, mai păstrezi aceleași sentimente pentru mine? La fel, doamnă. Aha. Cu atât mai mult cu cât nu avem de ce ne teme și de vreme ce între noi s-a țesut doar o prietenie. Fără îndoială, singura înclinare ce ne putem inspira unul altuia. Oh, domnule, și rangul de iubit ți se potrivește nespus de bine, dar nu se cade ca eu să-ți spun asta. Aș ține mult să nu devin iubitul nimănui. Să lăsăm deci dragostea în pace, subiectul e prea primejdios. Vine, vine un slujitor care te caută. Dă-mi voie să mă duc eu după Hermocrat. Dar te caută sora lui. Se pare că filozoful nu se dă bătut. Zadarnic se zbate. Va deveni blând ca un mielușel. Dar inima lui Agis se lasă croită după tiparul nostru? Încă două, trei convorbiri și este al meu. Victorie! Dar să dispărem tăcuți. Vine Leontina. Doamnă, mi s-a spus că Hermocrat vrea să se dezică și sunt pradă unei mari tulburări. Da, Fosion, o încăpățânare fără temei îl stăpânește și vin să-ți mărturisesc că nu voi mai ridica un singur deget. Refuzul lui m-a făcut să judec limpede. Cum așa? Oare durerea mi-a aruncat praf în ochi? Am mărturisit tot? O clipă chiar am sperat să-ți mișc inima și vrei acum să te părăsesc? Nu, Leontina! Inima mea nu a rezistat acestui sacrificiu. Să fie judecător între noi însăși virtutea ta. M-ai îngăduit în casa ta știind că te iubesc. Ard de cea mai înfocată pasiune și îmi spui să plec? Ah, Leontina, cere-mi viața, sfâșie-mi inima! Amândouă ți aparțin, dar nu-mi cere ceva cu neputință de împlinit. Ah, câtă însuflețire! Nu, Fosion, nu mă mai amestec. Ce s-ar alege de inima mea când cuvinte pasionate îți dogoresc buzele și vădești o simțire atât de năvalnică? Aș fi nevoită să mă războiesc veșnic ca tine, să rezist mereu și să nu înving niciodată. Te rog, deci, fierbinte, îndepărtează-te și lasă-mă în voia zodiei mele. Fie-ți milă, Leontina! Îmi pierd mințile numai la gândul plecării. Nu mai știu nici pe ce lume mă aflu. Decât că nu aș mai putea trăi fără tine. Cum dacă te răpune durerea, trebuie să te iubesc și eu? Poate mă urăști? Inima nu-ți spune nimic pentru mine? Dar nici nu vreau să-i ascult glasul. Aud pași, plec. Stăpânul meu mi-a poruncit să vă cercetez purtarea, fiindcă nu vă cunoaște de fel. Dacă pleci, Leontina, fără a-mi făgădui să pui o vorbă bună pentru mine, nu mai răspunde mintea mea. Arlechin, da, nu e nevoie de tine aici. Ba, e mai mare nevoie decât credeți, doamnă. Nu știți că acest tânăr nu poftește înțelepciunea, ci fete înțelepte și ține să vă dezghețe mintea cu văpăi? Arlechin, te ții de glume. Da, de unde? Uitați-vă, doamnă, uitați-vă. Valetul lui, alt poznaș, a venit să-mi spună: ei, legăm prieteșug din toată inima, zic. Plăcută ființă e și stăpâna voastră, zice. A, divină! Ia zi, a avut iubiți? Cât a poftit? Mai are și acum? Cât o poftit? Are chef să se mărite? N-are chef să-mi spună chefurile ei. Cu cine se vede? Zice. Vine careva, vine niscaiva și dă-i cu vrute și nevrute. Nu cumva stăpânul tău s-a îndrăgostit de ea? Până peste urechi. Stăm aici doar ca să punem mâna pe inima ei să ne ia de soț, fiindcă avem la avuții și văpăi cât pentru 10. N-ai dezvăluit destule, risipitorule. Domnule Fosion,
Nu-i așa că Hermidas râde de el? Vai, vai, i-a pierit graiul, scumpă stăpână, și vă toacă mărunt inima să vi-l aduc în ajutor pe stăpân. Nu stai, Arlechin! Nu vreau ca fratele meu să știe că ascult vorbe de dragoste. Ah, pricep, e păcat de osteneală să mai stric. Săriți, hoții! Mă rog, n-are decât să se împace înțelepciunea cu cele lumești. Măritați-vă și mai rămâne loc și pentru minte. Meseria de nevastă e și ea treabă cum se cade. Vă aduc urările mele și nu voi supra nicio vorbă. Du-te, mă, în sârcine să-ți fac sunătoare tăcerea. Vai, tot ce mi se întâmplă îmi pare un vis. Cine mai vine? Domnule? Da? Domnule, vă aduc portretul cerut. Ar fi ieșit și mai bine dacă l-aș fi lucrat după modelul cu care vorbeați. Ei, dar nu în fața doamnei. Ia, ia să vedem. Ai prins chipul ei nobil și ales, dar ochii au mai mult foc. Dați-mi-l, voi face îndreptarea cerută. Cum, un portret? Îl pot vedea și eu? Iată-l, dar negreșit să mi-l înapoiați. Ce văd? E chiar portretul meu. Nu vreau să vă pierd din ochi nicio clipă. Atâta iubire îmi răpește curajul de a vă opri portretul? Atâta iubire nu vă trezește măcar un strop de înduioșare? Vai mie, poate nu voi mai fi stăpână pe inima mea. Oh, ce bucurie mă covârșește! Leontina, spune-mi odată că vei fi a mea! Fosion, ar fi doar curatul adevăr, Fosion. Atunci rămân și vorbești de mine fratelui, da? Nu voi avea încotro pentru a câștiga răgazul de a mă gândi la unirea noastră. Discreție, vine Dimas, boschetul de colo ne va feri. Dimas? Da, domnule. Nu ne-ai văzut pe Fosion? Nu, dar voiam să vă dau socoteala de el. Ia zi, ai descoperit ceva? Îl vede pe Agis? Nici de cum. Are altă, dar avea întărtăcuță. Începutul îmi trezește teamă. Ce este? Este că aveți virtute și obraz subțire care cu multe lacrimi se ține. Ia te uite, de unde ți s-a tras cugetarea? Din lucruri de minune și care poartă semnul a rarității persoanei voastre, din care iese cu tânguire și moarte și suspin. Vai, și geme într-una cel mai iubesc și vă prăpădesc pe omul ăla agriabil. Nu știu despre cine vorbești. De domnia ta și bașca de un băiat fetișcană. Nu cunosc pe aici asemenea amestecată făptură. Ei, na, Fosion! Fosion? Numai straiul lui e de bărbat, restul este fată. Și încă cum? Ce mă tot amețește capul? Măiculiță, are la nur cu toptanul și noi însumi l-auzirăm cum le merița cam așa, că se păstrează pentru săvârșitul cel mai măritor. Nu mă înșel pentru el de-l chearmă Hermocrat. Cum, eu? Iacă, adineaur valețelul lui Hermidas. Tot soi de flăcău cu cosițe, o turean de siș. Păi cum, doamnă, nu mai aveți vindecăciune când sunteți frumoasă coz? Păi la ce mi-o fi bună frumusețea dacă el vrea să mă duc de aici și mă tot cicăre? Sunt dusă pe copcă, îi zic. Păi nu ți-o fi rușine? Îmi aruncă. Unde ți s-a necat virtutea? Dar ce-i cu chinul meu, domnule? Oare că virtuțile nu se curună între ele? Îmi ajunge, mergi prea departe. Sunt de o părere să o lecuiți pe copila asta, căzând deopotrivă de bolnav pentru ea, și porbă s-o luați de gospodină. Că dacă rămâneți cu altei cu înțelepciune, vă băgați în pământ urmașii. Fii discret, Dimas, îți poruncesc. E un joc onoarea unei tinere. Despre partea mea, voi face bună rânduială trimițând-o în alte locuri. Ce întâmplare! E bine, Dimas! Ce gânduri are Hermocrat? Are pretenții să vă țin aici. Cu atât mai bine. Și pe urmă? Pe urmă, of. Ăsta a fost ultimul lui cuvânt. Toată firea să fie a lui a intrat la apă și nu-i mai rămâne mintoșenie nici de sămânță. Un portret a năruit pudoarea surorii sale? Mai am unul pentru frate, căci întreaga lui rațiune nu merită osteneala altui șiretic. Totuși Agis se ferește de mine de când știe cine sunt. Uite-l că vine. Dar, doamnă, nu cumva să uitați că bunăstarea mea trebuie să vă încunune cu lunia. Du-te, te pot socoti un om avut. Aspasia! Aspasia, de ce fugi când vreau să-ți vorbesc? Pentru că și domnia ta mă iscodește. Recunosc, dar mă chinuiește o neliniște. Nu știu dacă simt pentru o făptură prietenie sau iubire. Și cum sunt doar ucenic în aceste simțăminte, veneam să te rog să-mi dai lecții. Dar de când disprețuia iubirea, nu m-ai întâlnit decât pe mine. Întocmai, Aspasia, și îți cer să-mi spui pe ce tărâm trăiesc. Nu am cheia tainei, căci mă chinuie aceeași dilema. Eram neștiutoare între ale iubirii și nu te-am văzut decât pe tine. Așadar, pentru mine tânjește și suferă inima ta? Ne iubeam înainte de a ne simți neliniștile. Oare ne iubim acum în cu totul alt chip? Aceasta e întrebarea.
Poate ne-am înlătura orice îndoiel dacă ne-am spune deschis tot ce simțim. Ia să încercăm. Când m-ai ocolit, simțeai mâhnire? O mâhnire fără margini. Diagnosticul începe prost. Nu cumva îți răscoleau inima simțăminte pe care nu puteai să ți le mărturisești? Împătruns de minune în suflet. De minune? Dar îți atrag atenția că văd și o pereche de ochi care nu prevestesc nimic bun stăpânului lor. Te privesc cu o desfătare care trece hotarul prieteniei. Gata, 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 gata. Nu mai au rost și alte întrebări. S-a prefăcut în iubire. Mi-a jertfit și 1000 de vieți pentru tine. Groasnic! Iubire în expresie, iubire în simțăminte, iubire în privire. Iubire cum poate că nici nu se găsește pe lume. Dar acum să aflăm și starea inimii tale. Încetişor, Agis, o ființă de sexul meu vorbește cât vrei despre prietenie, despre iubirea sa niciodată. De-al minteri și așa ești prea tandru. Dacă ți-aș dezvălui taina, ar fi și mai rău. Ochii tăi parcă nu arată vrăjmășia inimii. Na, nu răspunde graiul ochilor mei. N-au decât să-ți spună ei că te iubesc. Dar gura mea nu va purta nicio vină. Oh, în ce abis de patimă mă arunci. Avem simțăminte gemene. Ai ghicit și nu este vina mea. Dar trebuie să ai și libertatea de a repeta mereu ce simți. Iar Hermocrat care te călăuzește... Îl respect și țin la el, dar de pe acum simt că inimile nu au stăpân. Totuși trebuie să-l văd ca să nu te îndepărteze înainte să luăm o hotărâre. Pleacă, să nu bănuiască nimeni cine sunt cu adevărat. Pe curând. Ce vrei, Dimas? A plecat la timp, căci vine el gelos. Hermocrat, urâtul în care mă lași să mă zbat, nu-mi va destrăma înclinarea. M-ai părăsit și totuși sunt la fel de tandră. N-au reținut felurite treburi, Aspasia, dar șederea ta aici ți-ar dăuna tare mult. Dimas cunoaște secretul inimii tale, ție reputația în joc. Trebuie să ne părăsești. În ce stare mă alungi? Ce ai făcut ca să mă vindeci? Ce virtuos ajutor a dat înțeleptul Hermocrat? M-ai socotit înțelept și m-ai iubit ca atare. Dar nu merit acest titlu. Știi de ce te îndepărtez? Te sacrific orgolioasei mele temeri de a nu mai părea virtuos. Sunt tu doar un om roz de deșertăciune, căruia înțelepciunea îi pare mai puțin scumpă decât imitația vrednică de dispreț pe care o întrupează. Iată chipul celui care ți-a prinde văpaia. Niciodată nu te-am admirat mai mult decât pentru curajul nemilos cu care înfierezi slăbiciunile omenești. Nu-mi uimi rațiunea dovedindu-mi atât de sublim tocmai contrarul celor spuse. Așteaptă, doamnă. Mă credeai invulnerabil la prăpădul făcut de iubire în inimile oamenilor? E bine, tinerii cei mai nesăpuiți, sufletul cel mai nevolnic, nu sunt mântuiți de nelinii și gelozii pe care să nu ne fi simțit și eu. Lasă, deci, doamnă, să se stingă o iubire pe care oricare muritor luat la întâmplare o merită deopotrivă cu mine. Nu, în zadar te micșoresc cu ticluiri. Niciodată n-ai fost mai mare la suflet, mai demn de iubirea mea. Vorbești de reputația mea? Există vreo faimă care să valoreze cât aceea de a fi pricinuit cea mai slabă din frământările de care îmi vorbești? Nu, s-a sfârșit, domnule. Prin mărturisirea făcută îmi redai tihna inimii. Mă iubești? Sunt liniștită și vrăjită. Îmi dai chezășia unirii noastre. Mai am ați spune două vorbe. Îmi voi dezvălui taina. Întinarea suferită de omul pe care l-admiri ne va înjosi pe amândoi dacă nu pleci. Prea bine, domnule, plec. Dar sunt sigură de răzbunarea mea. Mă vei păstra în inimă. Fugi de o iubire care ne-ar fi putut ferici pe amândoi. Dacă așa ți-e voia, desfată-te cu o înțelepciune sălbatică. Mă alungi după ce mi-ai atâțat văpaia cu mărturisirea că mă iubești. Cerul se va scârbi de asemenea înțelepciune păstrată în dauna unei inimi tinere amăgite, a cărei încredere și virtute le-ai trădat și care a rămas doar victima hainelor opinii ale domniei tale. Domnește strigătele, doamne, vine lume. Îmi pustiești sufletul și vrei să tac. Îmi miști inima mai mult decât te-ți închipui, dar nu te lăsa îmboldită de mânie. Noi, pe legea mea, treaba asta îl privește de stăpânul meu. De ce faci atâta zar, Varlechin? Stăpâne, am... Ce-și cere, Hermidas? Am descoperit o sforăraie, stăpâne. Flăcăiandrul ăsta parcă scria cu o cotilie cu felurite culori în care își muia o pensulă. Când mă apropiu, hoțomanul scria o epistolie fără vorbe sau cuvinte. Scria un obraz care purta semnătura domniei voastre. Eu? Și cred.
zugrăvit? Leit cu deosebire că toată mutrișoarea zugrăvită abia e cât nasul cu care vă mulțumiți în deopște. Cum așa e îngăduit să piticești tiranic fața oamenilor? Poftiți de uitați-vă ce se alege din domnia voastră sub mâna prezidentului. Ai făcut bine, Arlechin. Pleacă, voi cerceta eu însumi ce înseamnă această prefacere. Da. De ce te-ai străduit să mă pictezi, Hermidas? Eram foarte bucuros să am portretul unui om ilustru și știam că acest portret va alina sufletul unei ființe care nu se cădea să vi-l ceară. Țineți gura, Corina! Ce aud? Ce spui, Asfasie? Oh, cruță-mă, Hermocrat, ne cerând alte amănunte. Nici nu-mi vine a crede ce-mi văd ochii. N-am puterea să mai înfrunt această întâmplare. Din potriva, e biruit, Asfasia. Mă predau. Ia-ți înapoi portretul. Îți aparține cu totul și modelul. Dacă așa stau lucrurile, desigur că vei prețui portretul meu. Iată-l. Arată-mi cât ți-e drag. Buzele mele l-omagiază. Nu-ți mai precupețesc nimic. Mai lipsește ceva. Dacă domnul Hermocrat ar avea bunăvoința, aș sfârși cum se cuvine portretul. Ar putea să ne surprindă cineva. Ochii tăi mă privesc cu duioșie care aș ține mult să fie prinsă pe pânză. Sfârșește-ți opera, Corina. Domnule, binevoit ți-a privit spre mine. O, ceruri, la ce deșertăciune mă silești? Oare inima ta roșește de darurile ce-mi face? Încetează, se aproape agis. Oh. Pleacă, Hermes. Domnule, veneam să pledez cauza lui Fosion, dar văd semne bune că nu mai e nevoie. Ții deci să rămână, Agis? Mărturisesc că plecarea lui m-ar fi mâhnit. Nimeni nu-l poate cunoaște fără a-i da prietenia lui. Nu știam că v-ați fermecat unul pe altul. Poate întrerupă o convorbire mai vie. Mă iertați! Ce înseamnă grava lui Agis? Nu cumva te cunoaște mai demult? E dat în vileag cine ești și îmi spui vorbe înșelătoare? Sunt și domnule gust și plăcerea de a te vedea gelos. Îți mulțumesc pentru această bănuială nedreaptă. Mă duc după Agis, îi voi vorbi și vei vedea dacă merită asemenea bănuială. Nu, nu, Aspasia, îmi recunosc greșeala. Sinceritatea ta îmi alungă temerile. Dar lasă-mi răgazul să rânduiesc lucrurile. Deocamdată nu trebuie să știe nimeni că te iubesc. Nici măcar sora ta, vă las împreună. Mi-e milă de slăbiciunea lui. Fie-mi iertat, vicleșugul. Iubite frate, cum stai cu Fosion? Mai adineauri mi-a spus numai cuvinte frumoase despre tine, încât i-am făgăduit că vei consimți să rămână câteva zile. Odată ce ai făgăduit, va rămâne cât va voi. Îți sunt recunoscătoare, frate bun. Adevărul e că și Fosion merită înțelegere, iar prezența lui îl însuflețește și pe Agis, care trăiește într-o singurătate de care uneori ți se face milă la vârsta lui. E, uneori la orice vârstă. Da, da, ai dreptate. Câteodată și pe mine mă cuprinde urâtul. Mă, ce vrei, doar omul este totuși o vietate născută pentru societate, nu? Da, știi, poate că și noi ne-am pripit. Vezi bine, când am luat hotărârea aspră de a ne închide în sihăstrie. E, da, din fericire, răul nu e fără leac. Da, 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 firește, se mai poate omul și răzgândi. Da, da, știi, la vârsta ta ai fi bine primit pretutindeni. Iar cum tu ești plăcută la înfățișare și mai tânără, nu fac griji nici pentru tine. Cum nu te-ai minunat, deci, dacă mi-aș pleca ochii asupra cuiva? Am fost mirat că nu-ți opreai privirea la nimeni. Dacă vorbești astfel, de ce nu-ți oprești și tu privirea? Cine știe, poate am ceva în gând. Voi fi încântată, Hermocrat. Doar nu suntem noi mai înțelepți decât zeii care au statornicit legea căsniciei, nu? Gândește-te la spusele mele. Altădată ne vom spune mai mult. Te urmez, am porunci de dat. În frumoasă stare am ajuns amândoi. Și poate că tânjește după cineva la fel de tânăr pentru ea pe cât este Aspasia pentru mine. Slabă e mintea învinsă de inimă. De împlinirea planului meu. Mai trebuie să am doar o scurtă convorbire cu Agis, dorită de el cu aceeași ardoare ca și mine. Hermocrat și cu sora lui urmează amândoi să se căsătorească în taină cu mine. Nimeni nu și-ar putea măcar închipui cât de rău
rău amețește iubirea aceste capete socotite înțelepte. O singură îndoială. Agis mă iubește sub chipul Aspasiei, dar nu s-ar putea să mă urască sub chipul prințesei Leonida? Nu, doamnă, după cele săvârșite, prințesa Leonida îi va părea și mai vrednică de iubire decât Aspasia. Totuși familia lui a pierit din vina neamului meu. Tatăl vostru doar a moștenit tronul. Ce vrei, îl iubesc și mă încearcă teama. Ia spune-mi, a trimis pe cineva la castel cu scrisorile? Da, doamnă, și în curând veți primi vești la Ariston. Dar ce îi ordonați? Să vin aici cu străjile și alaiul meu. Așa. Vreau ca Agis să plece din aceste locuri cu cinstea cuvenită unui prinț. Să mă științez de îndată ce apare, da? Mă duc, dar încă n-ați scăpat de Leontina. Fosion? Da. Doar două vorbe, prea scumpul meu, Fosion. Vor fi înlăturate toate greutățile, vom fi uniți pe veci. Dar nu ar fi mai bine să plec eu prima cu trăsura la oraș și să te aștept acolo? Acum de nu, foarte bine, pleacă pe dată. Să te grăbești, îmi datorezi o iubire nețărmurită. Știu că ești neprețuită, dar nu mai irosi timpul. Ești singura ființă de pe lume în stare să mă convingă să fac acest pas? Pasul este nevinovat, riscul a pierit. Hai, zboară! Oh, ce iute, vrei să împlinim totul? Doar de-ar ține veșnic această ardoare. Încetinarea ta ambiciuiește răbdarea. Nu ți-o pierde, căci iată-l pe fratele meu, de care mă feresc în aceste clipe hotărătoare. Iar răsare fratele, ah, nu mai sprăvim niciodată. Dar bine, Hermocrat, nu te pregăteai de plecare? Vai, fermecătoarea Spasia, ce zbuciume în sufletul meu. Mai, cât am obosit tot luptând cu sufletul tău. Nu poți fi sigură niciodată de asemenea simțire. Inima ta face multe mofturi. Zbuciu-mă de cât poftești, nu mai pleacă odată de vreme ce nu vrei să încheiem aici legământul sfânt. Îmi mai stă pe suflet un lucru. Totdeauna mai ai un rest. Inima mea ți-aparține așa că nu mai trebuie să-ți ascund nimic. Mai departe? Îl crezi pe Agis de la vârsta de 8 ani. Da. Aș ține mult să locuiască împreună cu noi o vreme. Oh, dar cine este cu adevărat Agis? Află o mare taină. Este fiul lui Cleomene, scăpat din temniță din frage de copilărie. Îți închipui ce soartă crudă ar avea căzând în mâinile prințesei. Totuși, ea trece drept un suflet echitabil și generos. Ba, nu m-aș încrede în asemenea faimă. Spița ei n-a dovedit asemenea însușiri. Umblă zvonul că dacă l-ar cunoaște, s-ar mărita cu Agis. Ha, ora lui îndreptățită ar împiedica acest lucru. Aș fi crezut că iertarea dușmanilor prețuiește tot atât cât onoarea de a-i urâ de-a pururi, mai ales când dușmanii nu sunt vinovați de răul cășunat. Vezi că iertarea lui i-ar aduce un tron și acest preț al iertării strică totul. Oricum, nu va sta mult cu noi. Prietenii noștri lucrează pentru dreptul lui. Și-o vor răpune pe prințesa? Agis nu e în stare să răzbune o nedreptate prin alta. Îi va fi de ajuns să biruie. Cred că mi-ai spus totul. Acum du-te să-ți închei pregătirile pentru plecare. La revedere, peste câteva ceasuri, scumpă, Aspasia. În sfârșit, liberă. Totuși, ura ce-mi poartă Agis mă face să tremur toată. Ce mai vor și slujitorii? Luați seama! Nu vă spărieți! Toți suntem singuri. Vrem doar un flecușteț, să vedem cum stăm unii față de buzunarul altora. Amândoi m-ați slujit bine. Încheiați repede socotelile, mai am un cuvânt de spus lui Agis, mă așteaptă. Da, de vreme ce vă așteaptă, să nu ne pripim. Eu nu știu că am deschis tarapara de scorneli. Da, nici la închisoare nu găsești hoțomani mai dihai. Am făcut o răbușire de cuget al naibii de meritorie. Când erați băiat de minciună, când fată, ceea ce noi nu știm cum se poartă. Am tot măcinat la drăgosteli. V-am aruncat inima mumeară la toată lumea. Și când colo, niciunul din cei adeveniți n-are să o stăpânească. Bașca, bașca, două portrete de basm, ai căror proprietari au luat mâzgărea la obrazelor lor, drept bani pe șin și inimă proaspătă. Isprăviți odată, pomelnicul, unde vreți să ajungeți? Pe curând ajungeți la capătul sfărăriei. Cât vreți să puneți la bătaie pentru finala sfârșitului? Ce tot sucești acolo? Ei, cumpărați cu ridicat arestul aventurii, ori rupem târgul. Nu v-am dat cuvântul că voi face din voi oameni avuți? Prea bine, schimbați-ne cuvântul pe aur. Cine a terminat cu hoțomanii plătește prost. Dragi copii, da, sunteți mari neobrăzați. Noi? Obrazul subțire cu neobrăzare se ține. Mă supărați și iată răspunsul meu. Dacă îmi vătămați cu ceva planurile, am puterea să vă plătesc cu temnița în loc de aur. Dacă păstrați tăcerea, nu-mi calc nicio făgăduială. Alegeți! Până una alta vă poruncesc să pieriți din ochii mei. Îndreptați-vă greșeala printr-o supunere de plină. Cumetre, în loc de bani gheață, plătește cu gheața spaimei. Mai bine să plecăm. Să ne ținem. Trebuia să vâr fricaniei. Aspasia!
Spasia, măcar o clipă pot să-ți vorbesc în deplină libertate. Aproape că i-am urât pe Hermocrat și Leontina pentru prietenia ce ți-o arată. Dar cine nu te-ar îndrăgi? Aspasia, ești iubirea întrupată. Și tu vei ști curând ce preț are inima ta pentru mine. Ia spune, chiar nimic nu mai are puterea de a-mi răpi această tandrețe? Nu o voi pierde decât odată cu ultima mi suflare. Nu ți-am spus totul, Agis. Încă nu mă cunoști bine. Îți cunosc farmecele și duioșia simțămintelor. Ele mi-ajung pentru a te adora toată viața. Ți-am ascuns cine sunt. Poate că obârșea mea îți va stârni sila. Vai, vai, nici tu nu știi cine sunt cu adevărat și la ce primejdie te expun. Crudă prințesă, îmi dai noi temeiul de a te urâ. Pe care prințesă o urăști din adâncul inimii? Pe cea care domnește, Aspasia, vrăjmașa mea și a ta. Dar ne întrerupe șirul destăinuirilor, Hermocrat. Îl urăsc fiindcă ne întrerupe, dar și tu mă urăști. Fără a ști totuși. Eu, Aspasia! Sfârșește grabnic cu el și îți voi spune mai mult, Agis. Nu pricep de fel ce vrea să-mi spună. Oricum, Hermocrat trebuie să știe ce am decis. Nu știu cu ce să încep, principe. Dar care este pricina acestei subite încurcături? Un lucru de neînchipuit de care mă rușinez, dar sunt nevoit să ți-l dau un vileag. Ce s-a întâmplat? Ceva ales neiertat oricui, dar cu totul de neașteptat la mine. Domnia ta știe ce gândesc despre patima anumită iubire. Fulgerând împotriva ei, chiar întreceți măsura. E, ce vreți? Un om învăluit în mantia austerității nu e deloc în stare să judece anumite lucruri și totdeauna merge prea departe. Numeam această patimă un delir, dar nu știam ce spun, căci pronunțam verdictul fără a consulta nici rațiunea, nici natura. Da! Până la urmă suntem născuți pentru a iubi. Mie îmi spui, principe. Este un simțământ care pune în mișcare lumea. Și care într-o bună zi se poate răzbuna pentru disprețul ce i-ai aruncat. Pe mine unul m-a și pedepsit. Adevărat? Dacă ții la mine, pregătește-te să mă urmezi. Plec chiar astăzi și mă însor. Eu mă întorc acum de departe. Iar eu te felicit pentru întoarcere. Îți lipsea cunoașterea acestui întins tărâm al inimii. Lecția primită mi-ajunge. De-al minter, dacă știi cu ce revărsare de tandrețe, cu ce sârguință a pasiunii am fost împresurat, ai judecat drept o înțelepciune ingrată și neagră, cea care nu s-ar fi predat. Și cine e învingătoarea plină de virtuți? O făptură care, atrasă de mine, a luat chipul și veșmântul celui mai frumos tânăr din lume. Susit aici, e recunoscută. Eu vreau să plece. Ba chiar cred că a pus ochii pe domnia ta. Ea se jură că nu e așa. Îmi spune, mâna mea, averea mea, totul îți aparține odată cu inima mea. Învață-mă să-mi înving iubirea sau dă-te bătut. Da, și toate acestea rostite cu farmece de nespus, cu ochi arzători, cu tonuri care ar fi îmblânzit și cel mai bun suflet. Dar, domnule, această îndrăgostită travestită am văzut-o și eu. Ea este fosion. Dar nu sufla o vorbă, te rog. Te rog, nu sufla o vorbă. Vine, sora mea. Ce-a urmărit perfida, amăgindu-mă? Frate dragă, am un drum de făcut către oraș. Prietena mea mă rogă stăruitor să o vizitez. Tocmai spuneam lui Agis, eu plec spre oraș. Da? Vreau să-l văd pe Creton. Destul de ciudat că treburile ne cheamă pe amândoi la oraș în aceeași zi. Oare această călătorie nu ascunde vreun mister? Îmi amintesc niște vorbe spuse... Mă faci să pun la îndoială motivul plecării tale. Nu ți-mi minte ce mi-ai împărtășit? Văd că ne pătrundem gândurile. Hai să vorbim pe față. Ei bine, ținta drumului a ales-o inima mea. Era mea, mă face călător. Dacă am ajuns până aici, află că m-am mărit, Hermocrat. Prea bine, îți ofer o veste la fel de sărbătorească. Datorită confidențelor făcute, vom fi scutiți de osteneala drumului. Alesul meu se află aici. Ai dreptate, ai dreptate. Și nici eu nu mai plec. Ba chiar vom sărbători nunțile odată. Căci și cea căreia îi încredințez viitorul meu se află tot aici. În ce mă privește, eu m-am mărit cu Fosion. Fosion? Da, Fosion. Stai. Ia stai puțin. Ce? Păi și eu mă cunun cu Fosion. Cum? Și nicio filozofie din lume nu ne învață cum să ne căsătorim amândoi cu el. Nu cumva visezi? Cum așa? Fosion care mă iubește cu nespusă tandrețe și a comandat portretul meu pentru a nu se despărți de mine nicio clipă. Portretul tău? Dar de unde? Portretul meu? A pus să fie pictat fără știrea mea. Cumva simțurile te înșală? Poftim!
și iată perechea portretului. Dar veșmintele se deosebesc. Nu mă mai pot înfrâna. Mie nu mi-a dăruit niciun portret, dar trebuie și eu să-l iau de soție. Cum? Și tu, acest... Ce stranie întâmplare. Hai, mă simt profund jignită. Nu mai are rost să ne plângem. Să ne grăbim, Leontina, căci această fată în curcă lume trebuie să dea socoteală de impostura ei. Hai! Acesta! Bine că au plecat nechemația aceea. Cu ce cu tine? Nici nu mă privești? Ce mai cauți aici? Cu care din trei te cununi? Nu mai ai vreun portret și pentru mine? Ceilalți doi n-ar fi căpătat copile dacă nu aș fi avut de gând să-ți dau originalul meu. Iar eu îl cedesc bucurosul Hermocrat. Adio, tirană crudă. Mor de inimă rea. Nu te mai părăsesc. Teme-te că vei fi omul cel mai ingrat dacă nu mă asculți acum. Cum, perfido? După ce m-ai înșelat amarnic? Dimpotrivă! De dragul tău am fost silită să înșel pe toată lumea. Toate vicleniile folosite nu sunt decât dovezile dulce mele simțiri. Cum? Nici nu știi câtă dragoste îmi datorezi. Câtă dragoste îți port. Nu mai pricep nimic. Am pus în joc toate mijloacele pentru a înșela două inimi, a căror cucerire era singura cale de a rămâne aici, ca să-ți câștig iubirea. Vai, dacă aș putea măcar să-ți dau crezarea, Aspasia. Dimas și Arlechin, îmi cunosc taina și îți vor întări spusele mele. Înseamnă că nimeni n-a iubit mai statornic decât tine. Și asta nu e totul. Am puterea de a pune în mâinile tale soarta prințesei. Nu-i cer decât să ne lase să ne alegem singur soarta. Tu-i vei hotărâ, Ursita. Îți încredințez inima ei. Oh, inima ei. Domnia voastră, sunteți Leonida, doamnă. Nu-ți spuneam că nu știi nimic despre iubirea ei? Mă copleșește talazul nesfârșitei mele iubiri. Acest îngenunchiat, Fasion, al cui este acest portret? Dar acesta, viclean ce-mi ești? Ale mele amândouă. Ha? Mi le înapoiați și vă redau portretele voastre. Nu ne arde de glume. Cine ești și ce gândurai? Să bune! Să bune care bardirea au zisat că aricii în fundul grădinii și mici răfrăsuri aurite. Slăvită doamnă! Slăvită doamnă, a sosit Ariston cu alaiu. Principe Agis, vino să primești omagiile supușilor. Suntem așteptați la palat. Leontina și Hermocrat, acum ghiciți motivul prefăcătorilor mele. Voiam să redau tronul lui Agis și să fiu aleasa lui. Aspasia! Realminter, nu ești deloc de plâns, Hermocrat. Îți las inima în slujba rațiunii voastre. Cât despre domnia ta, Leontina. Odată ce mi-am dat în vileac sexul, cred că acest lucru ți-a spulberat toate simțămintele inspirate de vicleșugul meu. Și iubirea adevărată poate triumfa, senină. Ați ascultat Triumful iubirii de Marivaux, traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Fosion, Irina Mazanitis; Hermocrat, Ion Pavlescu; Leontina, Simona Bondoc; Agis, Mircea Constantinescu; Hermidas, Mirela Gorea; Arlechin, Mircea Diaconu; Dimas, Mitică Popescu. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Titel Constantinescu.